Rudolf Giuliani, avocatul lui Donald Trump, a spus miercuri potrivit de New York Times că scrisoarea sa adresată președintelui României nu are legătură cu guvernul american. Rudolf Giuliani a arătat că în ciuda faptului că îl reprezintă pe Donald Trump, el este totuși un avocat și consultant independent. El a explicat că munca din România s-a derulat prin compania proprie de securitate Giuliani Security and Safety, care a fost angajată de Free Group International Solution, o companie condusă de lui Free, un fost director al FBI. Giuliani a fost citat și de publicația americană Washington Post, unde a dezvăluit că a discutat cu oficiale Departamentului de Stat, al Statelor Unite despre scrisoarea trimisă președintelui României. Avocatul lui Donald Trump a afirmat că poate ar fi trebuit să menționeze în scrisoare că nu îl reprezintă pe președintele american în acest demers. Rudolf Giuliani a mai precizat că a discutat cu cel puțin un oficial român despre scrisoarea trimisă lui Iohannis, dar nu a spus despre cine este vorba. Rudolf Giuliani, avocatul președintelui Statelor Unite Donald Trump, a transmis o scrisoare președintelui Claus Iohannis și altor oficiali români în care a criticat excesele de nea și existența protocolelor încheiate între mai multe instituții publice din România și SRI.